Un sector important de pe unul dintre cele mai circulate drumuri județene, 208C, Mesteacă în Vorona, în lungime de 5,3 km, este reabilitat în aceste zile prin turnarea unui nou strat de asfalt. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Fedorovici. Doina Fedorovici a declarat că lucrările puteau fi executate mult mai devreme dacă bugetul pentru drumurile județene nu ar fi fost blocat în instanță de contestările repetate. Alături de vicepreședintele Consiliului Județean Dorin Birta și directorul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, Cătălin Gheorghian, Doina Fedorovici a inspectat lucrările care se execută. Vicepreședintele Consiliului Județean a declarat că lucrările de întreținere, de turnare a covoarelor asfaltice pe drumurile județene nu se vor finaliza aici și că vor continua conform programului angajat în momentul aprobării bugetului din acest an. Consiliul Județean a bugetat în acest an bani pentru refacerea covoarelor asfaltice pentru aproximativ 30 de kilometri de drumuri județene.